Doar nu credeți că o să mă oprez din postat, nu? Mă aflu la gară și îl aștept pe Alexandru Știrpu să vină cu trenul. Pentru că astăzi vom face o sesiune de skate. Și sună telefonul de muncă și s-ar putea să fie iarăși cineva care a greșit... Care a greșit adresa. O secundă. Vă explic și după. Magazinul Nozentel, bună ziua! Spuneți în ce firmă căutați, ca să știu dacă suntem noi. Nu suntem noi. Nu, ați greșit. Nu. La revedere. Este o firmă din asta, nu știu dacă e fantomă sau nu, de din China sau ce este, Himobi Internațional, cu sediu prin Dâmbovița, Dragomirești, și comandă foarte mulți oameni bătrâni, probabil că pompează multă reclamă în Facebook și astea, și nu au număr de telefon, le dau doar o adresă de e-mail sau un număr de WhatsApp sau ceva de genul. Și ăștia, bătrânii, chiar nu știu să folosească e-mailul, să le scrie că vor să returneze sau eu știu cum funcționează la ei. Și bagă adresa de e-mail, motorul de căutare Google, și după aia le dă la rând mai multe site-uri care au cuvintele cheie cu returnare, cum știi, sau ce scrie acolo în motorul de căutare. Și de multe ori mă sună pe mine, caută, intră direct pe site-ul meu, fără să uite pe ce site am intrat, iau numărul de telefon și mă sună pe mine să le returnez eu, nu știu ce... Înțelegeți, tot felul de produse. Revenind la ce este mai important, haideți să așteptăm trenul. Pe mine mă cauți, domnule. Salut. Nu mai recunoșteam zona, frate. Salut. Ce faci? Era așa pierdut spațiu. Nu am mai fost cu trenul. Hai pe aici. Am zis că suram un tren greșit. Dar știi care e faza mujicată? Tu ai telefonul stins. Ha? Ai telefonul stins. Faci aici semnal deloc. Mi-am dat seama, ți-am scris pe unde ești și ai zis, bă, da, să nu fie ceva. Emergency call. E ok, pentru că ultima oră erau șinele în reparație și trebuia să întârzi. Mai mult ca sigur. Nu cunoșteam nimic, frate. E ok, stai niște, ajuns unde trebuie și bine că am venit asta să te întâmpin, pentru că am zis, bă, n-are semnal, nu o să știe. Lasă că m-am dus să-l întâmpin pe Știrbu. Da, asta spuneam, că postăm alea. Azi e o zi distractivă, a venit Știrbu, ia uite. Chiar la placa, tot ce trebuie, frate. Paca. V-a fost dor de el, cu siguranță v-a fost dor de el și mai mult ca sigur v-a fost dor de skatingul lui, mă, frate, asta e chestia. Oh! Să fiu sincer, și mie mi-a fost dor de mine. Este. Acum trebuie să mergem să o ia pe Bianca de la policlinică, că am lăsat-o puțin acolo la medicul de familie. Și după o lăsăm acasă, luăm și pe Oleg, luăm și pe Riana din drum și sunăm și pe Carmen. Luăm și mustăciosul? Cățelul nu. Dar o să îl vezi diseară, că dorm la mine diseară, da. Te bag în pat, în același pat cu el. Așa, și îmi sună telefonul. Am ajuns din nou la... Era să zic Spitalul Groazei, dar arată cam Spitalul Groazei, la policlinica veche. Și am vrut să iau și lui Știrbu faimoasa canapea, de tot puneam pe Instagram. Ce zici, vrei să iei un loc? Știrbu? Și oricei ceva pe aici? Ia uite, au crescut crengi pe aici. E sorul puternic. Așa arată policlinica veche din Slatina. Ca într-un film de groază, dacă v-ați jucat jocuri din alea de groază. Au crezi, da, uite așa arată. Bă, da, fix așa, uite, dacă te uiți, ia uite. Păi, ți-e frică seara să fie aici prost? Dacă vii seara pe aici, te piși pe tine de frică. Mai când vezi canapea aia. Eu, e perfect și cu neoanele alea sparte pe acolo, nefuncționale. Să pulpe lumina. Da. Dar ce să mai pulpe lumina, că nu mai sunt nici neoane acolo. Aici are Bianca, doctorul de familie, dacă vă vine să credeți, după ușa aia acolo. Gata, l-am luat și pe Oleg și o să facem aici o sesiune frumoasă de skate la Ground Zero. Ia uite, e deja cineva acolo. Ianis, a venit Ianis. Hai să luăm ce trebuie, luăm și boxa, luăm și placa. Cea la Ground Zero, primul trick, hai, vreau să-l văd acum. Mamă, Ground Zero aici, primul trick. A început periculos, Știrbule. Mamă, cum ieșea ăsta, mamă! Cum a fost ăsta, maestre, ca la carte! Ăla e, ia uite-mă, frate, are tot ce trebuie, din nou placă, aici axe, Paris, roți noi nouțe, chiar sunt noi nouțe, încă mai au ăsta aici. Și gume de alea periculoase de la Cairo. E ce trebuie, frate, e ce trebuie. Hai să vedem dacă mai vine cineva la skate.
Ar trebui să vină și Riana. Dacă nu, ne distrăm noi, nu e problemă. O facem mișto și doar noi ăștia care, care suntem aici. Hai să dăm drumul la muzicuță. Aproape, oricum a fost mișto. Yes! Mamei! A fost clean ăla. This guy is really good. Yeah. Să trag într-o parte, hai să mergem să-i punem. Deci, ca să înțelegeți, îi lipsește ceva de la ax. Nu știu dacă vezi aici la bushing. De sus trebuie să fie și jos. Da. Se numește washer și are upper washer, dar nu are bottom washer. Sau lower washer, mă rog. Washerul de jos, aici, suportul pentru bushing. Și trebuie neapărat, că altfel îi trag axele într-o parte. Destul de nasol, într-un fel. Da, ia uite. Aoleu! Ce zici, mă, șefule? Ia uite-l ce face aici. Eu nu vezi că nu mai am nimic pe geamuri, am deslipit tot. Da, imagine cu mare puternic impact emoțional. Adevărat, uite. Și mă avea din timp să se închide. Ia uite. Mau. Oribil. Uite și în spate. A simțit așa un cuțit cum dă pe aici. Băi, frate, se grea. Aici era canapea unde dormea sus mereu. De frate, ce să faci? Asta e? Hai să iau bushing-urile alea, le facem și mergem la skate. Și merge treaba acolo? Ia de șefule, cum să ne largă. Asta este ce trebuia. Cred că asta o să fie ultima mea interacțiune cu acest șoc. Bă, nu, că o să trebuie să vin înainte să plecăm la concurs. Sau nici nu știu. Înainte de padelbord. Cât timp urmează? Păi până pe 1 iulie, deci în teorie s-ar putea să-l mai prinzi. Da, prins și pe 21... Da. 20 ani probabil, că nu cred că o să mai venim pe 21. Vedem ce e de luat de pe aici, dar în principiu s-ar putea să mai prinzi odată. E bine, atunci. Am ajuns la Ground Zero pentru a doua oară pe ziua de astăzi, dar de data suntem mai pregătiți cu bushing-urile și tot ce trebuie. Aolo, stai că am făcut aici mațe. O să iau subwooferul de la skate shop să-l duc acasă, n-am de ce să-l țin acolo. Vreau să îl pun la televizorul din sufragerie. Uite, n-ai nevoie de cheie pentru bushing-uri? Poate mă le mai strâng. Salut! Am o să surprind aici îmbrățișerile, am pierdut îmbrățișarea cu Dani. Nu e problemă, ce ziceți, mă? Ce zici, gule? Get all the hugs. Hai că trebuie să mai așteptăm un pic până când termină ce au de terminat acolo, să putem să ne dăm și noi pe skate. Păi și single kick, ai zis că vrei să mai dăm un pic pe asta, parcă. Păi și la padelbord te dai pe asta? Că mă gândeam acum, ok, da, chiar mă gândeam acum, bun. Păi oricum, trebuie să schimb doar axele și astea și... am înțeles. It's the same. Yeah. It's identical. It's the same. No, it's the shape. No, Oleg. No. Oleg, it's the same, trust me, it's the same. It's the same. No. Yes. Look, Rania. No, it's the same, trust me. You did more pogos with it, that's why it looks like that. But it's the same shape, trust me. Okay, shape. Mama, l-am prins pe video. L-am prins pe video. Grijă la bijuterii. Mama, cum e așa la... Aici îl prinde, aici, nu, stai, unde? Aici, așa îl prinde. Oh! Salut, Mari! Ce faci? Salut! Salutare! E ziua ta? La mulți ani! Mamă!
Eu știu de ce n-are Dani placă la el astăzi, pentru că a venit direct de la școală, nu-i așa că ai fost la școală? Nu mai au profesorii. Ultima zi. A fost ultima zi, a, așa este. Dar până la urmă ai aflat ceva dacă au rămas aceleași zile pentru examenele naționale? Da. Au schimbat data sau au rămas? Aceeași. Aceeași, perfect. Bun. Înseamnă că poate să vină și Alexandru și Carmen. E perfect atunci. Auzi, stai așa să iau mai bine cadrul ca să vadă mai bine. Să mai ai ceva fundal. Uite aici în fața mea. Că poate și postăm să faci vizualizări cu el, știi? Da. Gata. Da, se de perfect așa. Ai cana. Să strâns aici lumea. Atât de aproape, frate, deci atât mai e. Yes! 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 Bă, l-a luat! Fuck yeah! Mamă! A fost primul Broken Fingers pe care l-a dat și l-a mai încercat de câte ori înainte, dar acum parcă l-a simțit așa un pic. Da, gândește, e prima fată din lume care a dat caruselul și încă este, pentru că n-a mai învățat nicio altă fată caruselul și acum este tot prima și singura fată din lume care a dat Broken Fingers. Vai de capul meu. Yes! Yeah! Yes! Yes! There you go! Wow! Mama! Asta era! Hai că-l iei sigur! Că-l iei sigur! O Caterinca de asta, de-a mea, de la Sfânt. Zice, știi, că vrea să-mi arate ceva, eu trebuie să filmez neapărat. Știi doar. Aoleu! Nu viața face. Ești acolo, ești pe el. Îl simți. Mamă! Am înțeles oricum ideea și se vede că cu sigur că l-ai mai luat până acum. Adică la fel cum îl aterizez, mă refer. Oh! Asta era. Sau ha ceva de frist. Stai că dau și eu. Hai că nu mă așteptam la asta. Uliu, ce a fost aia? Uliu. Și crossfoot. Am și unghie la picior. Mame. Close. Ei, s-a lăsat seara, mai stăm puțin și după aia mergem și noi acasă să încheiem și noi vlogul ăla. Ai mai luat-mă și tu tricolul ăla? Hai că ești aproape, uite, hai, fă-mă fericit. Fă-mă fericit și... Ba,
Bagă piciorul ca lumea sub el. Bagă ca lumea. Urmărește placa, da? Haide, hai, știu că poți. Știu că poți. Hai, ai încredere în tine. Ai încredere în tine. Pune piciorul bine pe tail. Așa. Mai devreme l-am dat. Trebuie să dai și mai des. Ăla-i. Ah, ai pus piciorul jos acolo. Da, era deja jos. Dă-i! Dă-i! Ah! Era bun ăla. Dă-i! Dă-i! Oh! Ăla e! Bravo! Asta e, bravo. Ia. Yeah. Ok, am plecat de la skate, o să facem o scurtă oprire la skate show pentru că îl avem aici în spate cu noi pe Remus și vrea să ia o placă de street. Support your local shop. Exact, support your local skate shop. O să aibă și el un șoc, o să vadă acum skate show, pentru că el n-a văzut până acum cum arată. Și după aia să vedem ce face, s-ar putea să mergem cu băieții la McDonald's. Poate. Vedem noi cum încheiem vlogul ăsta, într-un fel sau altul. Bun, am ajuns la skate shop, să-i dau placa lui Remus. Hai, Remus. Intră în skate shop. Mamă, ești că sunt în dede, m-am mâncat să-și vedea doamne. Asta s-a ales momentan de el. Trebuie să caut placa ta, e pe aici, pe jos, pentru că, na, uite și ce e pe aici. Hai că am scos aproape tot ce am, 825 de la 2 mașini. Asta. Ah, ok, iau pe aia, hai că o să o scot eu de pe site. Când ajung acasă. Hai că aici fac. Am văzut aici la Mac cu băieții și am adunat care. Am așa niște cartofi. O să se vină. Thank you. Ce zici, mă? Te-ai împrietenit cu cățelul? Te-ai împrietenit, da? Ușor că te-ai atât de jos. Păi știu că ești în creștere, dar nu trebuie să crești într-o zi. Până acum te lătra, acum e ce, este cel mai bun prieten acum. Da, copilării toată viața. Uite, mă, își pune bărbia pe picioare. Și cum îi zic eu, mustăcioasa bretonată. Așa îi zic, că are mustăci și are breton. Mustăcioasa bretonată. Adă niște iaurt cu cocos. Mi-a băgat tot botul. Bă, ce-i drept? E super bun ăsta cu cocos. Are gusturi bune. Aolo. Filmează? Mhm. Ia, Feri, ghistă. Ghistă. Feri, strepă bot. Feri, Feri, ghistă. Feri. Vină-mă cu aia. Vină-mă cu aia, ghistă. Feri. Trage mustățile. Gata, ai mustăți curate acum. Gata. Fresh. Gata. Băi, dar știți ceva, băieți? Eu aseară am uitat să închei vlogul. Iar astăzi, a doua zi, am venit la skate shop, pești Dani și Știrbu. Am mai reglat un pic la placă. Ia, arată-ne ce cu la placă, Știrbule, astăzi. Grip nou. Uite, frumos, elegant. Și aici la Casper sticker nebun cu nou din tail. Ultima bucată. Da. Am mai reglat axele astea că făceau ca toți dracii. Da, ne-a dat de cap un pic axele astea, dar într-un final eu zic că le-am făcut bine. Nu prea stau într-o, se duc puțin într-o parte, dar acum e ok. Da, e ok. Utilizabilă, să zic. Am făcut un mic test aici cu boxa, pentru că omul meu și-a făcut și rutina. Avem aici rutina scrisă pe foaie, pregătită pentru paddleboard. Și am încercat să vedem dacă se încadrează în cele 2 minute și totul este ok, se încadrează perfect. Cred doar acum un pic de practice și o să fie bine. Și tot azi pleacă Știrbu, de nu o să pot să mai filmez. Oh, nice, să mai filmez diseară cu el. La 5 are trenul spre casă. Yes, sir. Păi da? Oricum a fost super fun. Da. Iar de azi, într-o săptămână, plecăm la paddleboard. Ia să ne că-l ia. Oh! Asta-ți e că-n rail.
Deci cam asta ar fi. Aici se încheie vlogul. Ne auzim la următorul. Peace out.